Revenim în direct pentru cei care nu ați audiat prima parte a cursului. Vom vorbi astăzi despre resursele financiare în domeniul sănătății, curs care se adresează studenților aflați la specializările asistență medicală generală, MOASE, și tuturor studenților aflați la alte specializări de studiu, precum și celor care lucrează în sistemul sanitar și, nu în ultimul rând, dumneavoastră, stimați telespectatori, în măsura în care vă veți familiariza sau sunteți familiarizați cu termenii pe care îi vom folosi pe parcursul acestui curs. Obiectivul general al cursului constituie formarea la nivel superior a studentului, asigurându-i pregătirea teoretică în sfera managementului financiar în domeniul sănătății, care își pune amprenta pe activitatea fiecărei organizații și pe fiecare individ din cadrul acesteia. Obiectivele specifice sunt în număr de 5, să le parcurgem. Un prim obiectiv îl constituie cunoașterea, înțelegerea, aprofundarea și utilizarea noțiunilor de management financiar în domeniul sănătății în special, înțelegerea, aprofundarea și gestionarea sistemului decizional al organizației, al firmei, prin exemplificări, studii de caz și așa mai departe, însușirea strategiilor de firmă și aplicarea metodelor de management financiar adecvate organizației, capacitatea de utilizare a cunoștințelor într-o situație dată și, nu în ultimul rând, cunoașterea și utilizarea adecvată a textelor de lege. Conținutul acestui curs prezentat dumneavoastră, stimați telespectatori, are la bază opiniile specialiștilor în domeniu și este destinat strict uzului studenților, multiplicarea acestuia fiind interzisă. Ca un prim argument sau ca un argument al cursului de față, am amintit faptul că finanțarea unui sistem de sănătate se referă la modul cum sunt, pe de o parte, cum sunt colectate fondurile necesare și, pe de altă parte, cum aceste fonduri sunt utilizate pentru desfășurarea optimă a activității din cadrul sistemului sanitar, iar, pe de altă parte, modalitatea de finanțare aleasă, combinată cu tipul de organizare a sistemului sanitar, determină cine are acces la îngrijirile de sănătate, costul acestor îngrijiri, eficiența productivă și, nu în ultimul rând, calitatea serviciilor oferite sau, pe înțelesul tuturor, calitatea actului medical. Toate aceste rezultate intermediare, la rândul lor, determină rezultatul sau rezultatele finale ale oricărui sistem de sănătate, precum starea de sănătate, protecția financiară contra riscurilor și, nu în ultimul rând, gradul de satisfacție a consumatorilor de servicii, adică a pacienților. Din păcate, în zilele noastre, sistemul sanitar din România se confruntă cu mari și, să le spunem chiar fără teama de a exagera, grave probleme. Foarte multe dintre acestea, am spune într-o majoritate covârșitoare, datorându-se, pe de o parte, finanțării insuficiente sau subfinanțării, dar și datorită unui management financiar defectuos. Ca o primă concluzie, și închei prin această concluzie argumentul cursului de astăzi, se desprinde faptul că orice țară trebuie să aibă capacitatea de a mobiliza fonduri, folosind diferite modalități de finanțare, acestea depinzând de venitul, aceste modalități de finanțare depinzând de venitul acesteia pe cap de locuitor. Acesta determină capacitatea fiecărei gospodării de a plăti sănătatea sau a plăti pentru sănătate și implicit cererea pentru aceste servicii. Și, nu în ultimul rând, încheiind acest argument, există o multitudine de factori corelați cu mărimea fondurilor care pot fi disponibile pentru sănătate. Și amintim aici bază de impozitare, numărul angajaților în sectorul oficial și numărul gospodăriilor sărace care trebuie subvenționate. Propriu-zis, începem cursul de astăzi cu câteva aspecte, trecem în revistă câteva aspecte de ordin general privind sănătatea și, implicit, finanțarea în acest domeniu. În practică, la nivelul sistemului de sănătate, politicul joacă un rol decisiv. Pe de o parte, spunem acest rol decisiv în distribuirea fondurilor către sănătate și, pe de altă parte, distribuire care, de foarte multe ori, sunt în favoarea unor aspecte care trebuie rezolvate, dar și în detrimentul altora,
distribuire care se face de foarte multe ori pe criterii subiective, determinate de anumite sfere de influență. Am putea exemplifica aici pentru a înțelege mai bine direcționarea de bani sau de resurse financiare cu predilecție către programe de sănătate, precum, să spunem, prevenirea și combaterea afecțiunilor pulmonare. 5 sunt modalitățile principale de finanțare a sistemelor de sănătate și le vom enumera, după care vom insista strict pe câteva aspecte definitorii pentru fiecare dintre aceste modalități principale de finanțare. Finanțarea de la bugetul de stat, o finanțare foarte des întâlnită în foarte multe țări, finanțarea prin asigurările sociale de sănătate, finanțarea prin asigurările private de sănătate, finanțarea prin plăți directe și finanțarea comunitară. Fiecare dintre acestea prezintă avantaje și dezavantaje. Legat de aceste două aspecte, legat de acestea, două aspecte trebuie subliniate de la bun început. Un prim aspect îl constituie faptul că puține țări folosesc o singură modalitate sau metodă de finanțare, în cele mai multe cazuri existând mai multe surse de finanțare a cheltuielilor pentru sănătate. Cu cât sunt mai multe surse, cu atât susținerea sau plata, onorarea acestor cheltuieli se face către un procent maxim. Și în al doilea rând, niciuna dintre aceste metode nu este ideală și nu poate furniza o soluție magică care să poată rezolva problemele acute cu care se confruntă finanțarea din sănătate. Există o multitudine de relații între instrumentele de finanțare și scopuri, într-o, să zicem, înșiruire dată de specialistul CIO, și anume, în ce privește finanțarea, vom observa că alocarea fondurilor vizează sau se realizează pentru asigurarea acces la starea de sănătate, dar și la satisfacția consumatorului. Tot alocarea fondurilor este necesară pentru calitatea serviciilor din care la rândul ei are ca finalitate starea de sănătate a populației și implicit satisfacția consumatorilor. Alocarea fondurilor este necesară pentru echitate în ceea ce privește protecția riscului financiar, și organizarea instituțională. O primă modalitate din cele 5 pe care tocmai le-am amintit o constituie finanțarea de la bugetul de stat. Câteva considerații aș vrea să vă prezint legate de aspecte de ordin general, legate de această modalitate de finanțare. Această modalitate de finanțare presupune ca fondurile să fie colectate la bugetul de stat, apoi alocate sectorului sanitar. Acoperirea populației este una generală, persoanele contribuind în funcție de venit și nu în funcție de riscul individual, risc individual datorat mediului în care trăiește, condițiilor de viață, antecedentelor personale și, nu în ultimul rând, al vârstei. Sursa de proveniență a fondurilor în acest tip de finanțare o constituie impozitele generale, taxe cu destinație specială pentru sănătate și, evident, alte venituri bugetare. Impozitele generale provin din 3 surse principale: taxe de import-export, impozite aplicate agenților economici, impozite pe salarii, precum și pe venitul global. Fondurile astfel colectate nu constituie de multe ori o sursă de finanțare stabilă a sănătății, iar această afirmație se explică prin faptul că pentru unele guverne sănătatea nu prezintă, din păcate, un domeniu prioritar, iar această, se spune, lipsă de preocupare corelată cu instabilitatea economică a țărilor aflate în tranziție conduce și va conduce sau a condus de foarte multe ori la o criză a fondurilor alocate sectorului sanitar. Donațiile și împrumuturile externe ca făcând parte din altă sursă de finanțare pot proveni de la organizații non-guvernamentale, internaționale, precum Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF, Banca Mondială, care asigură sprijin financiar și logistic destinat sectorului sanitar din
țările sărace. Indiferent de tipul de sistem de sănătate, atunci când bugetul de stat constituie o sursă de finanțare și când această sursă de finanțare este principală, putem spune că ne aflăm sau acestea definesc sistemele naționale de sănătate, precum în țări ca Marea Britanie, Canada, Spania, Irlanda, Grecia, țările scandinave, Noua Zeelandă, Australia și altele. Un caz particular îl constituie Sistemul Național de Asigurări de Sănătate, Sistemul Național de Asigurări atât al Canadei cât și al Australiei, care s-a dezvoltat, în ce privește sistemul canadian, s-a dezvoltat la începutul anilor 60 și este de altfel tot un sistem național de sănătate, sistem care beneficiază pe de-o parte de finanțare de la bugetul federal, precum și de contribuții alocate de la bugetul fiecărei provincii. O a doua categorie o constituie finanțarea prin asigurări de sănătate. În general, asigurările au două roluri foarte importante. Un prim rol este acela că pune la oaltă riscurile individuale ale foarte multor persoane, fiecare având o probabilitate mică de, a se confrunta cu un eveniment nedorit, iar un al doilea rol este acela că permite fiecarei persoane să-și transfere riscul financiar asupra unei societăți de profil, unei societăți de asigurare, prin plata unei prime, în contul căreia asigurătorul acceptă să plătească unele beneficii în cazul unui eveniment nedorit și care, evident, este prevăzut în polița de asigurare. Am putea defini, pentru a înțelege mai bine această modalitate de finanțare, asigurările de sănătate, care nu reprezintă altceva decât modalitate prin care multe din țările cu venituri medii sau mari își acoperă într-o proporție semnificativă cheltuielile din sectorul sanitar. Două sunt marile tipuri de asigurări de sănătate. Vorbim de asigurările sociale, respectiv de asigurările private. Deosebirea dintre acestea două fiind că asigurările sociale sunt obligatorii. Fiecare, în sensul că fiecare persoană eligibilă se va înscrie și va plăti prima aferentă. Iar cea de-a doua deosebire între acestea este faptul că primele și beneficiile prin asigurarea socială sunt stabilite prin lege, putând fi ușor modificate, foarte ușor modificate, decât cele din asigurarea privată. Asigurare care prime și beneficii, care în cazul asigurărilor private fac obiectul unui contract cu valoare juridică, atenție, semnat de comun acord de către părți. Finanțarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate se realizează prin contribuții obligatorii, de obicei în părți egale, din partea salariaților sau angajaților, sub forma unui procent din salariu, așa cum este și în cazul nostru, dar și din partea angajatorilor. În unele țări, în schimb, în scopul includerii celor care lucrează în afara sectorului oficial, contribuția poate fi calculată ca un procent din venitul global al persoanei respective. Și amintim aici, exemplificăm aici, categoria agricultorilor. În cadrul acestui sistem, guvernul contribuie cu fonduri de la bugetul de stat, așa cum și spuneam de altfel, pentru finanțarea unor obiective precise, care nu sunt suportate de către asigurări, cum ar fi programe de sănătate de interes național, construcții și reabilitări în sectorul sanitar, dotarea cu aparatură de înaltă performanță și așa mai departe. O a treia modalitate o constituie finanțarea prin plăți directe. Avem în cadrul acestei modalități mai multe tipuri de plată directă. Sunt întâlnite ca modalități, ca tipuri, plata în totalitate a serviciilor, coplata, al doilea tip, adică o sumă fixă pentru fiecare vizită medicală la care merge pacientul, și cu asigurarea un anumit procent din costul vizitei.
În ce privește plata directă a serviciilor medicale în totalitate, se realizează de regulă în sectorul privat, în timp ce coplata și coasigurarea sunt întâlnite cu prioritate sau cu precădere în sectorul public al furnizării serviciilor medicale. Efectele pozitive ale acestor modalități de plată sau avantajele ar putea fi reducerea serviciilor non-necesare prin responsabilizarea atât a pacienților cât și a medicilor, creșterea calităților serviciilor și, nu în ultimul rând, a eficienței alocative. Problemele, în schimb, apărute sunt legate de faptul că, știm cu toții, există o tendință de îmbătrânire a populației, populație care, pe de-o parte, fiind vârstnică sau săracă, nu reprezintă decât principala beneficiară a serviciilor medicale, care și-ar putea reduce consumul de îngrijiri necesare datorită imposibilității de a plăti. În schimb, în ciuda aparențelor optimiste, foarte multe studii efectuate au arătat, au concluzionat, să spunem, că introducerea modalităților directe de plată nu au condus la o creștere semnificativă a fondurilor pentru sănătate sau la o creștere estimată la mai puțin de 10%. Mai mult decât atât, nu s-a constatat nicio îmbunătățire vizibilă a calității serviciilor furnizate. Ca o concluzie, se desprinde faptul că, deși în ultimul timp se remarcă o tendință de introducere a plății directe, există mai multe posibile efecte negative ale acestei metode de finanțare. Este, prin urmare, important de a se înțelege care sunt limitele acestei metode, precum și impactul, dar mai ales contextul specific al fiecărei țări. Următoarea categorie de finanțare o constituie finanțarea comunitară, care este o modalitate ce poate fi aplicată în general în cadrul comunităților rurale. Această modalitate presupune ca membrii unei comunități să plătească în avans o contribuție pentru a obține un pachet minim de servicii medicale atunci când ele vor fi necesare sau când starea de sănătate se înrăutățește. Contribuția acoperă de regulă o parte, nu în totalitate, costurile, restul fiind subvenționat de către guvern. Contribuții se pot obține și din industria locală, acolo unde aceasta există, iată, acesta fiind unul dintre rolurile importante ale dezvoltării în plan industrial la nivelul comunităților locale. Tot această categorie, această modalitate de finanțare este aceea că își propune de cele mai multe ori să acopere costurile îngrijirilor primare, dar și a celor cu medicamente, precum și o parte a cheltuielilor, nu în totalitate, o parte a cheltuielilor de spitalizare. Finanțarea comunitară are la bază două principii. Pe de o parte, cooperarea între membrii comunității, pe de altă parte, încrederea dintre aceștia. Poate fi susținută și încurajată de către guvern prin inițiative legislative și ar fi ideal ca organizarea finanțării comunitare să fie independentă de autoritățile centrale sau locale. Se pune întrebarea cum poate fi decisă modalitatea de finanțare a unui sistem de sănătate. Ei bine, având la bază criterii utilizate pentru a selecta cea mai, să spunem, potrivită modalitate de finanțare a unui sistem de sănătate, aceste criterii tind să se concentreze asupra capacității metodei vizate de a realiza cele 6 obiective importante. Și anume, capacitatea de a genera veniturile necesare, echitatea, risk pooling-ul, eficiența, calitatea serviciilor și sustenabilitatea. Din păcate, este imposibil să precizăm că toate aceste obiective ar fi atinse în egală măsură. În schimb, sarcina decidenților este ca, în funcție de particularitățile societății pe care o reprezintă, să realizeze, cum spunem noi, un trade-off între cele 6 obiective menționate. În ce privește echitatea în finanțare, este de cele mai multe ori pe verticală, orizontală și
generațională. Echitatea verticală se referă la faptul că fiecare persoană trebuie să plătească în funcție de veniturile sale și nu în funcție de necesitatea îngrijirilor. Plecând de la acest concept, există trei tipuri de sisteme diferențiate prin modalitatea de plată. Primul sistem este sistemul progresiv, în care, odată cu creșterea veniturilor, crește și procentul din acestea reținut pentru sănătate. Sistemul regresiv, adică creșterea veniturilor generează o scădere a procentului destinat îngrijirilor, și sistemul proporțional, în care, indiferent de venit, fiecare plătește același procent în contul destinat sănătății. Echitatea orizontală, din punct de vedere al finanțării, este definită în termeni care arată în ce măsură cei care au aceeași capacitate de plată plătesc în mod egal, indiferent de aspecte legate de sex, vârstă, stare civilă, ocupație sau reședință. Aceasta este însă un concept care nu pare să-i preocupe în mare măsură pe decidenții din sănătate. Echitatea în furnizarea îngrijirilor de sănătate, în schimb, pleacă de la premisa că îngrijirile de sănătate trebuie să fie distribuite în conformitate cu necesitățile și mai degrabă decât cu capacitatea de a plăti. În acest concept, echitatea orizontală trebuie privită ca necesitatea unei persoane, necesitatea ca acele persoane cu aceleași nevoi de îngrijiri să primească același tratament indiferent de veniturile lor. Echitatea verticală se referă de această dată la faptul că cei cu nevoi mai mari primesc mai multe îngrijiri decât cei cu nevoi firesc, decât cei cu nevoi mai mici sau mai puține, indiferent de venituri. Mai există și un concept al echității rezultatelor, în opinia acelora specialiști, potrivit căruia toți au dreptul la acea stare de sănătate, indiferent de venituri, reședință, rasă sau alte criterii menționate mai sus. Eficiența. Un concept des întâlnit și extrem de mult vehiculat, teoretic, însă în practică îmi spune că nu și-a atins rezultatul. În sensul că nu avem un sistem sanitar în totalitate eficient. În ce privește eficiența sistemului sanitar, având în vedere că resursele pentru sănătate nu sunt nelimitate, din contră sunt limitate, se impune ca acestea să fie colectate și utilizate la maximum de eficiență, pentru că de gradul lor de colectare, spuneam la începutul cursului, dar și de modul de utilizare depinde dezvoltarea sistemului de sănătate. Distribuirea, în schimb, inechitabilă a fondurilor disponibile sau insuficienta coordonare între diferitele surse de finanțare, coroborate cu atenția inadecvată acordată costurilor și aspectelor legate de eficiență, constituie, de fapt, tot atâtea probleme majore cu care se confruntă finanțarea multor sisteme de sănătate, în special a celor sau din țările aflate în tranziție. Există două aspecte ale eficienței în furnizarea îngrijirilor de sănătate. Spuneam, eficiența alocativă și eficiența de producție. Primul tip de eficiență, cea alocativă, cel care se referă la partea de alocare, privește modalitățile cum această alocare este realizată între diferite ramuri ale activității sanitare, în așa fel încât rezultatele să fie dintre cele mai bune. De fapt, pe înțelesul tuturor, aceasta vizează modul cum trebuie alocate resursele. Limitate, nu sunt, spuneam că nu sunt nelimitate, în așa fel încât beneficiile sau acei indicatori ai stării de sănătate să fie maximi. Conceptul încearcă să realizeze o alocare a fondurilor disponibile dinspre serviciile cele mai costisitoare și de care beneficiază foarte puține persoane, către servicii de sănătate, precum prevenția, imunizările, controlul vectorilor și educația sanitară, etc. Și eficiența de producție sau tehnică,
privește două aspecte. Adică, în condițiile unor resurse date, cum facem să obținem cele mai bune rezultate? Având în vedere anumite rezultate, ce căi trebuie să urmăm pentru a consuma cât mai puține resurse? Sustenabilitatea este un concept și un termen des întâlnit și privește capacitatea unui sistem de a produce beneficii astfel evaluate de către utilizatori și decidenți, încât să asigure suficiente resurse pentru continuarea activității pe termen lung. Vorbim despre o sustenabilitate financiară atunci când sistemul este capabil să se susțină singur, fără să se intervină din exterior. Sustenabilitatea politică, un sistem nu poate fi sustenabil decât în condițiile unei stabilități politice. Și sustenabilitate organizațională este determinată de factori precum schimbările politice, schimbările de pe piața de capital, calități manageriale și organizatorice, etc. Calitatea este unul dintre cele mai importante, dacă nu cel mai important concept, și ar trebui să fie o mare preocupare pentru toți actorii implicați în actul medical și, în ultimul rând, sau în egală măsură, pentru pacienți. Un sistem sanitar cu resurse insuficiente, precum este sistemul din țara noastră, nu poate oferi servicii de calitate. Iar dacă beneficiază de fonduri mai mari, dar care nu impune niciun fel de restricție în ce privește consumul de servicii, s-ar putea confrunta și el cu probleme de calitate. Conceptul de calitate a îngrijirilor de sănătate este greu de definit, mai ales cu cât termenul are altă valoare pentru pacienți decât pentru cei care le furnizează acest tip de servicii. De exemplu, pentru pacienți, pentru noi, beneficiarii de servicii de îngrijiri de sănătate, calitatea este un concept subiectiv. Noi apreciem mai mult relația interumană sau accesibilitatea la medicamente decât actul medical în sine. Act medical care trebuie apreciat mai mult de către cei care îl săvârșesc. Noi, ca pacienți, punem accent pe timpii de așteptare, pe gradul de confort din unitățile sanitare și pe gradul de siguranță, evident, dar și pe lipsa de respect și de dialog din partea personalului întâlnită de, nu chiar de puține ori, dar și pe necesitatea de a oferi bani, cu ghilimele de rigoare, pe sub masă, în schimbul unui tratament preferențial. Aceste lucruri n-ar trebui să mai existe într-un sistem sanitar performant și, pe înțelesul nostru al tuturor, într-un sistem sanitar sănătos. Principalele modalități, să parcurgem împreună, principalele modalități de plată a serviciilor medicale. Plata per serviciu sau fee for service reprezintă sau este caracterizată de faptul că unitatea de plată va fi reprezentată de vizita medicală sau de actul medical propriu-zis, furnizorul fiind plătit proporțional cu serviciile prestate. Această modalitate este utilizată pentru plata spitalelor, a centrelor de sănătate, medicilor cu practică individuală. Această modalitate oferă furnizorilor stimulente economice pentru a efectua cât mai multe servicii, unele chiar non-necesare, existând și tendința din partea pacienților de a abuza de aceste servicii. Sau, așa cum spunem, hazardul moral. Această modalitate, plata per serviciu, reprezintă singura formă de rambursare în care medicul, spitalul sau centrul de sănătate nu au niciun motiv să selecteze pacienții sănătoși. Dimpotrivă, opusul ar putea fi 100% adevărat. Furnizorul nu preia niciun risc financiar, acesta fiind asigurat în întregime, aparținând în întregime, mă scuzați, plătitorului, care plătitor poate fi pacientul sau casa de asigurări. Capitația este o modalitate de plată a unei sume fixe pentru fiecare pacient înscris pe lista unui medic, indiferent de numărul serviciilor prestate, într-o perioadă de timp considerată. Suma per pacient
poate varia în funcție de anumite considerente, dintre care aș aminti vârsta, sexul și starea de sănătate și așa mai departe. Această capitație este utilizată atunci când se dorește acoperirea populației cu medici, de exemplu în asistența medicală primară, adică medicii de familie cu ale lor cabinete medicale individuale. Plata per caz este o metodă de rambursare în care unitatea de plată este reprezentată de pachetul de servicii, respectiv episodul de îngrijiri. Pentru fiecare dintre acestea, furnizorul primește o sumă stabilită printr-un contract prealabil, indiferent de costul efectiv al serviciilor cuprinse în pachet sau indiferent de episodul de îngrijiri. Această modalitate sau metodă este folosită în cadrul pentru plata spitalelor, episodul de îngrijiri fiind de regulă bolnavul internat. O a treia modalitate, plata per zi de îngrijiri sau de spitalizare. Pentru fiecare zi de îngrijire sau spitalizare, furnizorul primește o sumă fixă. Metoda este o folosită pentru plata spitalelor și a centrelor de sănătate. Plata prin salariu reprezintă de fapt o plată către medici a unor sume fixe, acordate lunar sau anual, indiferent de numărul pacienților tratați sau de cantitatea, respectiv costul serviciilor furnizate de către aceștia. Medicul, plătit prin salariu, suportă un risc financiar foarte redus. El nu are stimulente pentru a minimiza activitatea, dar nici pentru a o crește. Bugetul local constă în plata unui buget stabilit în avans, prevăzut cu anumite limite maxime. Totuși, furnizorul este liber să decidă câte resurse poate aloca în interiorul acestor limite, resurse pe care să le considere necesare pentru diferite articole de cheltuieli. Furnizorul preia riscurile în ceea ce privește numărul internărilor și al serviciilor, costul fiecărui serviciu, durata de spitalizare și chiar numărul de pacienți. Câteva aspecte în continuare legate de finanțarea spitalelor într-un context al descentralizării serviciilor medicale. Știm cu toții că anul 2010 a reprezentat momentul de referință în care s-a procedat la descentralizarea în sistemul sanitar sau a sistemului sanitar prin trecerea spitalelor din conducerea Ministerului Sănătății în administrarea autorităților administrației publice locale, acestea din urmă reprezentate de către consiliile județene și consiliile locale. Și ca drept dovadă a luat naștere conceptul de utilitate globală, care reprezintă acea implementare a unor strategii focalizate pe nevoi sociale, pe dezvoltarea unui sistem orientat către pacient și către calitatea serviciilor. Organizarea sistemului de plată și a furnizării serviciilor trebuie să răspundă la următoarea întrebare. Care este cel mai eficient tip de sistem de sănătate prin modalitatea sa de finanțare sau de plată a furnizorilor sau organizarea îngrijirilor în controlul inflației cheltuielor de sănătate. Când într-un sistem de sănătate, este un aspect foarte important pe care țin să-l menționez, spuneam, când într-un sistem de sănătate finanțarea nu depinde și nu este coordonată cu mecanismele de plată a furnizorilor, rezultatul îl constituie creșterea rapidă și forțată a costurilor îngrijirilor și o scădere a calității acestora. În domeniul sanitar, prețul reprezintă mecanismul alocativ cheie al raționalizării resurselor insuficiente de partea furnizorilor, el influențând numărul pe piață, precum și tipul serviciilor oferite. Vorbim despre faptul că piața competitivă determină prețul, iar pe piața îngrijirilor de sănătate regăsim unele particularități precum asimetrie informațională care afectează în special piața asigurărilor de sănătate, conducând la fenomenul selecției adverse din partea cumpărătorului de asigurare. Este ceea ce numim o
asimetrie informațională definită prin faptul că acționează și presupune că medicul este cel care deține informația, influențând pacientul în deciziile luate. Performanța serviciilor medicale, un aspect la fel de important, o reprezintă până la urmă etalonul sau finalitatea la care se raportează fiecare dintre unitățile medicale. Și performanța este o măsură ce urmărește îndeplinirea scopurilor propuse. La general, performanța spitalicească, în schimb, face la referire la serviciile oferite, fiind reprezentată de o însumare a calității, a eficienței și a eficacității acesteia. Conceptul de performanță acoperă foarte multe aspecte, diverse, variate, dar și practica ce se bazează pe dovezi, pe promovarea sănătății și este orientată firesc spre satisfacția consumatorilor, spre satisfacția clienților, pacienților. Spitalele publice pot realiza, pe de o parte, venituri principale din alocații de la bugetul de stat, de la bugetul propriu și de la bugetele locale, iar ca venituri suplimentare amintim donații, sponsorizări legate, asocieri investiționale în domenii medicale și așa mai departe. În finalul cursului aș face câteva considerații dată fiind realitatea din sistem. Spitalele trebuie să fie mai concentrate pentru a deveni centre de cheltuieli raționale, dar și centre de generale a veniturilor. Personalul medical trebuie instruit pentru prestarea serviciilor medicale, iar spitalele să nu mai reprezinte punctul de bază al sistemului ocrotirii sănătății. Finanțarea sectorului spitalicesc a devenit și este o problemă majoră, iar căutarea instrumentelor și tehnicilor mai eficiente este ceva caracteristic majorității sistemelor de ocrotire a sănătății din Europa, America de Sud și alte state. Spuneam că starea sistemului sanitar din România este direct proporțională cu dimensiunea, cu mărimea resurselor financiare și cu modul de alocare, în sensul alocării, dar și utilizării acestora. Modul de finanțare a unui sistem de sănătate determină cantitatea de bani disponibilă. Cine suportă povara financiară, cine controlează fondurile, precum și dacă inflația costurilor poate fi controlată. Tot la începutul cursului spuneam următoarea afirmație. Capacitatea unei țări de a mobiliza fonduri este strâns legată de venitul acesteia pe cap de locuitor. Cu cât venitul pe cap de locuitor este mai mare și cu cât colectarea resurselor financiare la bugetul de stat este mai bună, cu atât suma alocată sistemului sanitar este mai mare, creșterea acestei sume având cu siguranță drept consecință dezvoltarea și modernizarea acestui sistem. Această structură de finanțare, formă de finanțare, nu poate fi aplicată tuturor țărilor, având în vedere caracteristica lor. Majoritatea țărilor au combinat o serie de modalități de finanțare în funcție de specificul și obiectivele de sănătate la fiecăruia. Niciuna dintre metodele de finanțare, schimb, nu este ideală și nu poate, spuneam, oferi o soluție magică. Însă, descentralizarea și acordarea unei autonomii reale a autorităților poate duce la o creștere a investițiilor în reabilitare, a infrastructurii și în modernizare. Cu cât durata de spitalizare și numărul de pacienți sunt mai mari, cu atât pacienții respectivi consumă resurse spitalicești regăsite ca și cheltuieli. Totuși, există centre de cost în cadrul spitalelor pentru care pacientul e nevoit să plătească anumite servicii și medicamente ce aduc un plus de venit la nivelul spitalului. Până la urmă, inexistența sau insuficiența resurselor financiare, odată ce nu este rezolvată această problemă, permanentizează situația din sistemul sanitar. Sunt foarte multe de spus în ceea ce privește finanțarea sistemului de sănătate, finanțarea spitalelor. Considerăm și consider că se impune
reformarea, regândirea acestor modalități de finanțare, pentru că sunt unități medicale favorizate, altele sunt defavorizate, pornind tocmai de la modalitățile, spuneam, de finanțare aplicabile. Ne apropiem, așa cum spuneam, de finalul cursului, un curs pentru care am avea nevoie de foarte mult timp pentru a dezbate atât pe orizontală cât și pe verticală această problemă sinuoasă, reprezentând finanțarea sistemului de sănătate, cu speranța că ne vom mai revedea și vom mai continua, continuând discuția legată de finanțare, am putea fi în măsură să depășim acest moment al familiarizării în ceea ce vă privește, dragi studenți, și de a găsi împreună, cel puțin la nivel teoretic, didactic și științific, soluții care, de fapt, ar trebui puse în practică de către cei care conduc sistemul sanitar, de fapt, de decidenții, de managerii, pentru că spuneam tot la începutul cursului, problemele din sistemul sanitar legate de resursa financiară au și o conotație managerială în general, dar și o conotație managerială în plan financiar, în subsidiar. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și cu speranța că ne vom revedea curând abordând, cum spuneam, aspecte legate de finanțarea în domeniul sănătății. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. La revedere!